La finele anului trecut s-au mai făcut angajări în structura Poliției de Frontieră, însă mai este nevoie de personal. Am reușit încadrarea din surse externe a 100 de agenți. După cum ați aflat, se reduce timpul de școlarizare la școala de agenți de Poliție de Frontieră de la Oradea. Din ianuarie vor veni forțe noi. De asemenea, promoția care a început în septembrie în acest an nu va mai fi școlarizată 2 ani decât un an. Asta înseamnă că în iulie mai vom primi efective și ce e foarte important, a crescut numărul locurilor de la școala Oradea. Șeful Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră, Sighet, Liviu Bute, a declarat că se dorește ca până anul viitor să fie recrutat personalul de care este nevoie. Vom primi efective la jumătatea anului 2018, cred că vom avea 100% încadrare sau aproape de 100%. La sesiunea din ianuarie 2018, la Școala de Pregătire a Agenților Poliției de Frontieră Avram Iancu din Oradea, sunt 280 de locuri disponibile.